Spectacolul a fost o provocare atât pentru actorii amatori care au jucat pentru prima dată într-o închisoare, cât și pentru deținuți. Adaptarea după Tudor Mușatescu a ridicat sala în picioare. Hei, lasă amănuntele, că ne citim pe urmă. Treci la subiectul principal, lista morților frașa. E extraordinar să fii aplaudat la scenă deschisă și mai ales la scenele care, într-adevăr, sunt mai picante cât de cât, însă la alte spectacole cu oameni, să zicem așa, mai normal decât aici, n-au prea fost așa entuziasmul ca aici. Chiar m-am mirat că au fost foarte receptivi la tot ce am vorbit noi, la cum am jucat. Și asta nu era toată piesa, dacă era toată piesa, era și mai partitant. Hai, tată, până ne merg și eu cu dumneata, până ne întoarcem, poate e masacrat. Având în vedere că deși nu sunt amatori, nu sunt profesioniști și sunt amatori, a fost foarte frumos și foarte încântat. Pentru noi este o bucurie sufletească. Un eveniment foarte mare de fiecare când ne întâlnim aici și facem câte un spectacol de orice natură. Deținuții nu s-au lăsat nici cei mai prejos. Din spatele gratilor au vrut să arate că sunt români. Un număr de 10 persoane private de libertate au repetat în decursul săptămânii anterioare și au ținut să marcheze Ziua Națională a României prin poezie și cântece patriotice. Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman a organizat și o expoziție de carte în penitenciarul Craiova.